Emisiune susținută de Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șef Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la masă și pentru a le oferi multe întrebări cu mult gust. Invitata noastră din această seară este multiplă campioană olimpică, președinte al Federației Române de Canotaj. A participat la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, unde a câștigat 8 medalii, dintre care 5 de aur. Este cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice și de asemenea a fost desemnată cea mai bună canotoare a secolului 20. Ne este oaspete la Cină Elisabeta Lipă. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! Cum stai cu sportul anul ăsta? Anul ăsta stau cu sportul e în planul meu, dacă mă pot exprima așa. Am avut o accidentare la sfârșitul anului trecut și am avut nevoie de 2 luni și mai bine de refacere, dar uite că acum sunt iar apt. Mergi la sală, greutăți? Greutăți, cardio, de-astea. Mm-hmm. Fasting, orice să mă ții în continuare în emisiunea asta. Hai, Doamne ajută! Ce gătești? O rețetă. Doamnelor, domnilor, dragii mei, bună seara și la mulți ani! Cred că până la Paște o să vă tot spun la mulți ani de fiecare dată când ne întâlnim la Cină, împreună cu Ionela Năstase și invitații noștri. În seara asta am pentru voi o rețetă foarte simplă care ar putea să meargă și la micul dejun, și la brunch, și la prânz, și la cină. Scoici Saint-Jacques cu un ou fript și cu sparanghel gătit la tigaie în unt cu puțin usturoi. Am găsit un sparanghel foarte tânăr, foarte fraged, plăpând, cum mi-ar fi zis Radu Anton Roman, fie numele pomenit în veci. Pe lângă astea mai am nevoie de niște sare, piper, puțin ulei de măsline, puțin unt și un mănunchi de ceapă verde din versiunea asta de iarnă. Atât am să vă spun, poate doar să vă mai înșir pașii. În primul și primul rând trebuie să iau sparanghelul, să-l rup pe acolo pe unde începe partea lemnoasă, îl spăl bine, îl pun pe un șervet să se usuce. Iau scoicile, le crestez puțin pe parte și pe cealaltă cu vârful unui cuțit și le pun în tigaia încinsă cu puțin ulei încins și cu niște unt. Le fric pe parte și pe cealaltă câte 1 minut și jumătate, nu mai mult că după aia încep și se gumează, le scot de acolo în locul lor, arunc firele de sparanghel și mai pun 2 căței de usturoi. Gătesc și sparanghelul 1 minut și jumătate, poate 2 minute, îl scot de acolo și în locul lui sparg un ou pe care îl fric la temperatură mare. Asta e tot. Sare, piper după gust, de bună seară! Elisabeta Lipă este cu noi la Cină. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am regăsit! Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Sper că vă e foame. Mulțumesc mult pentru invitație și o să vedeți dacă mi-e foame sau nu. Dacă ați gătit bine, cu siguranță că o să-mi fie foame. Dacă să pun noroc că am gătit bine. Bucătarule, dacă n-am gătit bine... Alergare în jurul blocului, am înțeles. Pe mine m-a pus deja să urc, să cobor niște scări și m-a aplaudat că fac sport. Da, și ai și loc aici, știi, în jurul liniei de tramvai aici. Ai loc cu obstacole, cu tot ce trebuie. Da, da, da. Mai punem câte o piedică, ceva. Care e relația unui sportiv cu mâncarea? Foarte bună. E bună, nu? Dacă e ce trebuie, e foarte bună. Ați reușit și să când trebuie. Și mai ales când trebuie. Și mai ales când trebuie. Ați reușit să recuperați în bucătărie, că n-aveați vreme de gătit. Bineînțeles, păi cum, pandemia a făcut și lucruri bune. Ce gătiți foarte, foarte bine? Mama mea zice că gătesc totul foarte bine, doar că gătesc foarte rar. Foarte rar, dar foarte bine. Dacă zice mama, bine. Noi o credem pe cuvânt. Da. Vă rog, luați loc. Mulțumesc. Mă întorc imediat, nu plecați nicăieri. Ai grijă cum gătești. Mai acum deja e târziu. Mai sunteți foarte atentă la ce mâncați? Sau normal. Sunteți în continuare, da? Da. Păi de ce? Când te lași de sport nu trebuie să mai fii atentă la ce mănânci? Cred că fiecare și cei care nu fac sport ar trebui să fie atenți la ce mănâncă. Pentru că atunci când exagerezi cu mâncarea nu face bine nimănui, nici sportivului, dar nici omului de rând. Atunci când am făcut sport de performanță, aveam un nutriționist care ne făcea meniul și când vroiam să ieșim puțin din tipar, se uita antrenorul la noi așa și zicea: sunteți cam obosite. Ce ziceți dacă facem un party?
și parte însemna la noi meniu de nuntă. Adică sarmale, adică friptură, sarmale, chifteluțe, ceapă verde, exact ceea ce nu prea consumai într-o zi obișnuită. Parte, meniu de nuntă și ieșeai puțin din tipar și a doua zi aveai un chef de antrenament de ziceai că ai stat o săptămână acasă. Asta era așa odată la nu știu cât timp, nu... Vă imaginați că în fiecare săptămână sau la două, trei zile făceam party. Noastră ați fi făcut, dar nu vă lăsa antrenorul. A, normal. Noi am fi făcut, dar nu mergea. Haideți să mergem cu ani în urmă, în vremea copilăriei dumneavoastră. V-ați născut pe malul Siretului, da? Da. Acolo sus, sus. Da, sus, sus, unde se agață harta în cui, da? N-am vrut să vă spun eu. Eu m-am născut în Siret, județul Suceava. Revin acasă cu plăcere de fiecare dată. La reîmpărțirea județelor am ajuns în județul Botoșani, acolo am copilărit. Cum a fost copilăria? Cum v-au fost primii ani de viață? Foarte frumoasă, din punctul meu de vedere. Noi suntem două fete la părinți. Sora mea mai mare, cu 6 ani ca mine, era mai matură, să zic, și eu o urmam. Provin dintr-un sat de ucraineni, Cândești, Bucovina, și la mine în sat se vorbește limba ucraineană. Dar tradițiile și tot, nu suntem pe rit vechi, ci pe rit nou, și vorbim acasă ucraineană. Cu mama noastră, așa? Cu mama mea și acum vorbesc de câte ori, vorbim zilnic aproape, vorbesc ucraineană, că zice, mama zice așa, îmi merge limba mai bine. Noastră, cum vă iese mai bine? Română sau ucraineană? Normal că română. Am plecat de la 16 ani de acasă, dar normal, îmi face plăcere să vorbesc. Și dacă mă duc acasă cu vecinii, cu, mă rog, lumea din sat, când mă duc la biserică, mă duc la cimitir să aprind o lumânare la mormântul tatei, te întâlnești cu... consătenii, normal că vorbește ucraineana. Cum priviți ce se întâmplă peste graniță? Trist. Granița este foarte aproape de noi și lumea acolo se duce, acum nu se mai duce. Înainte toate cumpărăturile treceau vama la Siret și se duceau în Ucraina pentru că totul era mult mai ieftin și foarte aproape, că până la Suceava ori Botoșani este mai departe decât să te duci peste graniță. Și acum ce se întâmplă, chiar am fost acasă prin luna octombrie. Cât de des mai mergeți? Aș putea să spun că foarte des. Pentru că pe perioada verii o las pe mama acolo. Iarna vine mama la noi. N-ați convins-o să se mute definitiv la București? Ba da, mama mea împlinește 91 de ani. Mulți înainte să fie sănătoasă. Mulțumesc asemenea. Și vara o duc pe mama acasă. Și stă acasă, este altceva, e casa ei. Vorbiți cu mama despre ce se întâmplă dincolo? Da, da. Și numai cu mama, cu părintele din sat, cu primarul, cu... am o relație, chiar dacă sunt plecată de mult timp de acasă, am o relație, să zic eu, frumoasă cu oamenii din sat și povestesc ce fac. Când a izbucnit războiul și toată lumea venea în România, că săraci ce să facă, unde să se ducă, deci a fost un trafic acolo, nu vă imaginați, deci oamenii sunt foarte primitori acolo. I-au primit pe ucraineni cu brațele deschise acasă, i-au cazat, le-au dat de mâncare, au fost foarte și sunt foarte ospitalieri, dar acum nu mai este traficul de la începutul războiilor. Și sperăm să se termine nebunia asta cât mai repede, pentru că sperăm. E groaznic. Deci să pleci din casa ta așa, să pui într-o geantă două haine și actele și să iei drumul pribegiei și să nu știi ce găsești când te reîntorci, este, nici nu vreau să mă gândesc ce e în sufletul acestor oameni.
Ne întoarcem la copilăria noastră. Da. Cum vă spuneau acasă? Aveți un nume de alint? Da, cum să nu? Nume ucrainene, că bunica, Dumnezeu să o odihnească, nu putea să ne strige pe sora mea Livia, pe mine Elisabeta, până ieșea și a zis Uța și Duța. Cine erați noastră? Eu Uța, Uța. Că-s mai mică. Dar să știi că așa am venit și cu numele ăsta la sport și prietenii apropiați, așa îmi spun și acum. Și mama bănuiesc că vă spune, da, în continuare, da, mama, așa. Da. Cu sora noastră o supărați pe mama? Îl supărați pe tata când erați mici? Mult. Cu ce? Păi cu de toate, că aveam treburile acasă împărțite, sora mea făcea mâncare și curățenie și eu făceam muncile care erau mai grele. În grădină, la adăpat animalele, mers cu ele să le dau să mănânce, adică munci grele și îmi doream să mai inversăm rolurile. Eu să stau să fac curat și mâncare și sora mea să facă ce fac eu, da. Tata zicea, ea e mai firavă așa, tu ești băiatul meu pe care eu nu-l am. Și de asta m-a luat după el peste tot. Tata în tinerețile lui a fost negustor de lemne și colindam toate pădurile Sucevei. Ea are la fini, cu metri, botezați și cununați foarte mulți. Așa că eu am fost băiatul pe care el n-a avut, ca două fete. Apropo de tatăl dumneavoastră, știu că v-ați supărat foarte tare la un moment dat la școală pentru că n-ați luat locul întâi, premiul întâi, ci mențiune. Ne povestiți? Eu am început școala generală la mine în sat. Învățam limba ucraineană, era limba de bază, și româna era limba străină. Limba străină, da. Da. Fiind satul foarte mic, nu eram atâția copii cât să cuprindă fiecare clasă un număr de elevi și eram toți copiii, să zic, într-o clasă și directorul școlii era profesorul nostru. Și normal că m-am supărat pentru că, nu știu din ce motive, probleme de adulți care copiii n-ar fi trebuit să sufere. Și faptul că au avut o neînțelegere, probabil că domnul director, care e și vecinul nostru, a considerat că trebuie să mă altoiască pe mine. Și cum se făceau pe vremuri serbările la Căminul Cultural, venea lumea să vadă finalul de an. Și bineînțeles că primind mențiunea, eu considerând că nu este ceea ce meritam, am lăsat premențiunea pe scenă, am coborât și am plecat acasă. Și i-am zis tatei, din acest moment eu nu mai merg la școală aici în sat. Abia aștept să ne povestiți unde ați mers la școală, dar e păcat să lăsăm să se răcească tot ce a gătit Adi aici. Așa că vă invităm la masă. Adi, ce ai gătit aici? Am un sparanghel foarte tânăr pe care l-am gătit cu un pic de unt și cu zeamă de lămâie, scoici Saint-Jacques în unt, un ochi fript în ulei foarte încins foarte tare, niște roșii confiate și un pic de usturoi confiat și sare și piper, cam asta. Și niște pâine, dacă... Pâine, nu, fără pâine. Eu zic că pâinea un pic așa în gălbenușul la moale nu o să vă pară. Poftă bună. Mulțumim, Adi. Mulțumim, mulțumim. Vă rog. După ce am mâncat, propun să ne întoarcem la povestea pe care am lăsat-o în punctul în care dumneavoastră n-ați vrut mențiunea. Dacă nu era premiul întâi, mai bine deloc, nu? Mai bine deloc, corect. Și ce ați făcut mai departe? Și am venit acasă și i-am zis tatălui meu că, începând cu următorul an școlar, eu nu mai merg la mine în sat la școală, ci mă duc în Cândești 2. Zice tata, da, dar știi că e cam departe. Nu contează. Merg pe jos. Cât de departe era? Păi sunt vreo 4 km. Și îi făceați zilnic? Cu siguranță și nu cu busul. Pe jos, nu? Pe jos. Acum înțeleg, atunci v-ați făcut condiția fizică pentru ce avea să urmeze, exact. Nu? Exact. Și zice, vine iarna, zăpadă mare, nu ca acum. Acum e
foarte bine să mergi pe jos, dar din păcate copiii nu mai merg pe jos. Aici e problema. Și de asta și starea lor de sănătate este mai fragilă. Și am făcut naveta, cum s-ar spune. Dar pe jos. Dar pe jos. Nu cu trenul, nu cu autobuzul. Nu cu trenul, nu cu autobuzul, ci pe jos. La ce vârstă ați plecat de acasă? Știu că era pe 10 ianuarie 1981, când împreună cu tatăl dumneavoastră ați ajuns pentru prima dată la București, nu? La București, da. Câți ani aveați? 16 ani. Eram elev în clasa 10-a, terminasem primul trimestru. Și la începutul celui de-al doilea am venit cu tata de mână la București, la Clubul Sportiv Olimpia, acolo am fost selecționată și așa... Deci pentru sport ați venit, da, la București. Da. Care a fost momentul în care v-ați urcat pentru prima dată într-o barcă și nu să vă plimbați pe Siret, ci să mergeți spre canotaj? Deci pe Siret niciodată nu m-am plimbat cu barca. Așa că n-aveam barcă. Nici nu știam ce e acel la canotaj. Deci când a venit antrenoarea în selecție și mi-a explicat, a sunat atât de frumos, încât am zis, trebuie să încerc. Orice ar însemna asta, eu vreau că sună bine. Sună bine, da. Soare, cald, vară, bărci lungi, ascuțite, ușoare. Am zis, Doamne, ce sport o fi ăsta. Așa. Și când am ajuns pe 10 ianuarie, am zis, nu e ceea ce mi-a descris, eu plec era acasă. Era iarnă, era frig, era... Făceam antrenament la bacurile de la 23 august. Și am zis, nu seamănă cu descrierea făcută, mă întorc înapoi acasă. Și antrenoarea a avut înțelepciunea să-mi explice încă o dată că acest sport vara este frumos și nu iarna. Iarna este monoton pentru că noi n-avem soare, n-avem căldură, n-avem grade multe, apa îngheață, deci n-ai unde să vă slești, dar când vine vara, cu siguranță că... O să văd că s-a ținut de cuvânt. Dar unde v-a găsit cineva selecționat pentru? Adică cum au ajuns la noastră? M-a găsit la Botoșani. Eram elevă în clasa 10 la liceul Mihai Eminescu. Practicam basketul în liceu. Așa m-a găsit. Vă amintiți emoțiile primului concurs? Normal. Concursurile le-am, să zic așa, bătătorit pe Herăstrău. Și îmi pare rău că la ora actuală nu avem decât un vaporaș care străbate Herăstrăul în lung și în lat. Simt aici o urmă de regret. Da, exact. Care vine, cred, din partea președintelui Federației de Canotaj. Exact, pentru că lacul este atât de frumos. Se poate face agrement. Este ceva extraordinar pentru omul de rând. Când simte nevoia să se relaxeze, să vină să văslească pe Herăstrău, pentru că sunt acum tot felul de bărci de agrement, unde n-are de ce să-ți fie frică, ai siguranță, îți mai pui și o vestă pe tine dacă chiar ți-e frică, să simți așa alunecarea bărcii după o zi de muncă, de stres adunat, este ceva extraordinar. Erau pe acele vremuri foarte multe cluburi pe malul lacului Herăstrău. Acum toate sunt transformate în tot felul de cluburi. Altfel de cluburi. Altfel de cluburi, de noapte, dar nu sportive. Cluburi de noapte, da? Care sigur nu te ajută să fii sănătos, să te menții sănătos. Și să faci performanță în zona asta. Da, exact. Sperăm că poate se schimbă lucrurile și... Primăria Capitalei, primăria de sector, realizează ministerul, guvernul, cine este în măsură. Și Doamne ajută să avem și noi o competiție internațională în zona asta, pentru că n-am avut și cred că știe toată lumea. Da. La ce vârstă se poate apuca un tânăr de canotaj? De exemplu... Care e vârsta optimă, de fapt? La ora actuală, noi avem și fetițe și băieți, care începând cu 12 ani, 13 ani, sunt selecționați, se joacă, deprind tainele mișcării, se obișnuiesc cu, să zic, competițiile la un nivel mic, distanță scurtă, după care când ajung la vârsta de 17 ani, 18 ani, deja când sunt juniori în plină
maturitate, participă, reprezintă România în competițiile internaționale, respectiv europene, mondiale, deja încep să devină sportiv de înaltă performanță. Există și o vârstă la care un om, care un sportiv care vâslește, trebuie să se oprească? Eu am demonstrat că nu există limita. Dumneavoastră v-ați retras de 3 ori și tot de 3 ori v-ați și întors. Exact. Nu există limită de vârstă. Atâta timp cât sănătatea îți permite, ai dorință pe măsură, cu siguranță că nu există nicio opreliște. Unde vedeau părinții dumneavoastră performanțele pe care le făceați? Cum se ducea vestea? Cum să se ducă vestea? Așa cum se putea duce în acele vremuri. La televizor, prin mai mult reporteri, ziariști care se duceau acasă și băteau la poartă și îi căutau pe câmp pentru că erau la strâns recolta, la prășit. Cam așa se transmitea atunci, se transmiteau rezultatele. Iar finalele de fel de jocuri olimpice sau mondiale îi anunțam eu și se uitau. Câte medalii aveți? Ați avut vreodată curiozitatea să dați presei un număr? Nu. Nu. Unde sunt? Nici trofeele? Nu vreau să le dau numărul pentru că toți cei care vorbesc de performanța mea spun așa. Are 6 participări am la Jocurile Olimpice. Am vorbit în cifre. 8 medalii, dintre care 5 de aur. 5 de aur și să opresc. Și de fiecare dată le spun, să știți că și pentru argint și pentru bronz am muncit poate mai mult decât atunci când am cucerit aurul olimpic. Dar n-a fost să fie. Pe? Unde sunt? Acasă. Aveți o cameră? Că e nevoie de o cameră e pentru ele, nu? E nevoie de o cameră. Cele care sunt foarte importante le-am puse la loc sigur, care nu sunt acasă. Celelalte le-am expuse, care sunt mai puțin valoroase pentru alții, dar foarte valoroase pentru mine, că fiecare medalie este muncită și îmi place așa când trec prin casă să le văd, pentru că mi-aduc aminte, îmi ține mintea vie cu fiecare locație unde am participat. Vă emoționați de fiecare dată când se cântă imnul cu gândul că s-a cântat de multe ori pentru dumneavoastră? Deci nu că mă emoționez, deci mi se împleticesc lacrimile, pentru că imediat asociez intonarea imnului și nu contează în ce condiții. Nu contează. Asociez cu perioada când am ieșit eu campioană olimpică. Și atunci acele sentimente este foarte greu să ți le ștergi din memorie. Și la fel de greu să le da. Descrieți în cuvinte, da, sunt convinsă. Da. Mai aveți vreodată senzația că vă dor palmele sau s-au dus de tot rănile? După cum se vede, nu mai am nimic, dar urmele tot au rămas. Sportul lasă semne. Da, sportul lasă semne. Lasă semne mari, semne care nu se văd pentru că prima dată apare interfața, să zic, medalia, podiumul și uiți foarte repede ce este în spate. Dacă te gândești că pentru o medalie la Jocurile Olimpice muncești 4 ani și ea poate veni sau nu poate veni, nici nu vreau să mă gândesc. Toată lumea își dorește aurul olimpic. Cât sportiv se bat pentru o singură medalie? Câți pot fi norocoși? Un astfel de premiu vine și cu o răsplată materială? Cu siguranță. Am citit pe undeva, cred că este declarația dumneavoastră, și să mă corectați dacă greșesc, că un aur olimpic echivala la vremea aceea cu jumătate de Dacie? Nu. Medalia pe timpul lui Ceaușescu, deci înainte de 89, echivala
aurul olimpic echivala cu un sfert din Dacia. A, un sfert. Un sfert. Jumătate era mult. Era bine? Jumătate era mult. Pe când acum un titlu olimpic la ultima ediție a Jocurilor Olimpice a fost 140.000 de euro. Ați fost desemnată ca notoarea secolului 20. Da. Cine v-a dat vestea? Cum ați primit acea informație prețioasă? Acea informație prețioasă, eram în Poiana Brașov și eram pe pârtie și am fost sunată de la TVR. A, deci un jurnalist v-a un dat vestea? Un jurnalist, da, mi-a dat vestea. Doamna Lipă, ați fost desemnată cea mai bună canotoare de la Război încoace. Și am zis, eu știu că astăzi este 1 ianuarie, nu 1 aprilie. A, n-ați crezut? N-am crezut. Zice, nu, este adevărat. Ui, toată munca mea a fost recunoscută prin acest titlu și un titlu mare, nu ceva care poți să spui că este la îndemâna oricui. Vreau să ne întoarcem la discuția despre cele trei retrageri și cele trei reveniri. Da, da. Între timp v-ați cunoscut soțul și ați... Nu, l-am cunoscut. Spuneți-ne cum l-ați cunoscut pe soțul nostru. Pe soțul meu l-am cunoscut tot în cantonament, pentru că eu am făcut 24 de ani de activitate la cel mai înalt nivel. Așa l-am cunoscut și pe soțul meu la munte, eram la Piatra Arsă. Pe acele vremuri îi plăcea să colinde pe munți ca turist și de fel în weekend veneau foarte mulți turiști, iar dacă vremea era neprielnică coborârii, cabanierii puneau la dispoziție turiștilor spații de cazare. Nu aveau atâtea camere pentru câți turiști erau și atunci îi cazau ori în sala noastră de sport, pe holuri, ca să treacă furtuna și a doua zi pe lumină puteau face ce doresc ei. Și normal că fiecare bătea la ușă o pătură, o pernă în plus, minus, ca... da. Și așa ne-am cunoscut, după care eu am coborât, mi-am de la munte, mi-am văzut de activitatea mea la Snagov, am participat la Jocurile Olimpice și ne-am reîntâlnit după ce am venit de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și eram în cantonament, să zic așa zisul cantonament, așteptând să defilăm pentru 23 august. Da. Și așa a început, dar n-a fost aia retragerea mea, eu m-am retras mult mai târziu. Mult mai târziu, da. Între retrageri l-ați născut pe fiul dumneavoastră? Normal. Dacă faceți o statistică, o să vedeți că, în general, așa poate, nu știu, 95% copiii canotorilor sunt născuți între două ediții a Jocurilor Olimpice. Da. Așa că prima mea pauză, să zic, a fost după Jocurile Olimpice din 96, de la Atlanta, când am zis e momentul să fac o pauză, pentru că viața fără un copil e așa, oricâte medalii ai avea și oricâte satisfacții ai avea, nu te simți împlinit dacă nu ai un copil. Și așa l-am născut pe Dragoș după Jocurile Olimpice. Dar 97. Ați continuat cu sportul, da, de performanță. Cum îi explicați copilului lipsa de acasă? Când este mare, îi explici. Când este mic, este foarte greu să înțeleagă sacrificiile pe care le faci. Dar am stat cu Dragoș un an și 4 luni acasă în cantonament și într-o zi i-am zis soțului meu că antrenorul mă suna de dimineață și până seară și tot îmi spunea vino, 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 și m-a convins să revin și într-o zi i-am zis eu plec la Snagov. S-a uitat la mine și a zis, Doamne, ce să faci tu la Snagov? Copilul e mic, un an și 4 luni abia. Zic, este destul de mare încât să-i găsim o bonă
Și eu să mă duc să termin ce am de terminat, pentru că... Mai aveam de cucerit titluri. Mai aveam de cucerit titluri. Și după care îl iau și pe el în cantonament și Dragoș a fost mascota lotului. Deci era așa ca o relaxare după ce terminam antrenamentul, să-l văd și eu, dar și colegele mele, pentru că el ca bebeluș a fost foarte sociabil, grăsan așa și îți venea să-l strângi toată de ziua de pălcuțe, de picioare, de tot, pentru că era foarte împănat, acum e băț, dar ca bebeluș era foarte bine făcut. Și l-am avut cu mine în cantonament, după care, când a crescut mai mare, a trebuit să meargă la grădiniță. Eu veneam acasă sâmbăta la prânz și plecam duminică seară sau luni de dimineață foarte devreme. Dar când a crescut mare, mare, da, nu a fost atras de bărci, ci de calculatoare. Cum așa? Nu. Niciodată nu i-a plăcut canotajul? Nu. Nu a fost atras de bărci, dar eu l-am îndemnat către sport, pentru că performanță, era greu să facă performanță. Tot timpul se compara cu mama lui. Și țin minte că am început să schiez eu fiind în cantonament și l-am avut cu mine foarte mult timp în cantonament. L-am pus pe schiuri de la 3 ani de zile. Dragoș schiază, dacă era să facă un sport de performanță, schi făcea cu siguranță, fiind și foarte talentat. Și în paralel cu notul. Și a venit vremea să concureze la not și când nu câștiga, începea să plângă. Că eu am vrut să câștig, te-am dezamăgit. Eu am vrut să câștig, dar n-am putut să câștig. Zic, Dragoș, dar tu crezi că eu am câștigat din prima, trebuie să pierzi prima dată de foarte multe ori și după care să vină momentul să câștigi. Dar, în general, copiii marilor sportivi, care provin din familii cu părinții multipli medaliați, este foarte greu pentru ei să facă performanță, înaltă performanță. Și trec în extrema cealaltă. Și atunci a rămas în IT, exact. Și bănuiesc că îi merge foarte bine. Îi merge foarte bine, da. Dar și muncește foarte mult. Sunt convinsă, Da. Vă întreb simplu, vă mai curge prin vene sânge roșu alb? Întotdeauna. Cum se zice? Câine până la moarte. Vreau să aduc în discuție o altă performanță. Sunteți, cred că, singura femeie avansată la gradul de chestor de poliție, adică am fost general. Ați fost? Am fost prima. Ați fost prima, da. În activitate. Deci o premieră. E o premieră, da. În 2004, după Jocurile Olimpice, eu ajunsesem campioană olimpică la aproape 40 de ani. 6 ediții ale Jocurilor Olimpice și aia a fost și motivația mea de a participa la a 6-a ediție ca să ajung chestor de poliție. Mi-am dorit să sparg această barieră, care femeile trebuiau ultimul grad să fie colonel și atât, că doar bărbații puteau fi chestori. De ce femeile nu pot? Și asta mi-am dorit eu. Și nu m-am lăsat până nu am fost avansată la gradul de chestor de poliție, echivalentul gradului de general, cu încă vreo 10 general, de am avut niște emoții că nici când am câștigat și nici că am fost port drapelul României de 2 ori, nu am avut atâtea emoții ca atunci când am fost avansată în acest grad. Doamna general, știți să trageți cu arma? Normal. Am participat la trageri pentru că trebuiau note calificative. Mă uit la dumneavoastră și văd o învingătoare. De asemenea, văd o persoană foarte optimistă. Aveți vreodată probleme?
Eu și când am probleme, n-am probleme, pentru că atunci când gândești pozitiv, când ești optimist, altfel îți ies lucrurile și altfel îți rezolvi problemele, pentru că nu există, cred că, persoană pe pământul acesta care să nu aibă probleme. Și dacă n-ai avea, cred că viața n-ar fi așa de palpitantă. Dar înveți să apreciezi ce ai bun în viața, cum se întâmplă un necaz. Și întotdeauna eu așa m-am învățat, mai mult din eșecuri, nu din victorii, că atunci când câștigi, spui că ai fost perfect. Când pierzi, îți aduci aminte de toate lucrurile greșite pe care le-ai făcut și care te-au adus la un insucces. Mai aveți acel țel 10 pentru România? Bineînțeles. Bineînțeles, deci noi trebuie să gândim pozitiv, noi putem, așa am reușit și am inversat, să zic, clasamentul. Mă lăsați eram să în mai coadă. Dau niște cifre? Da. În total, în 2022, canotorii români au câștigat 39 de medalii internaționale. Păi da, vă dau eu cifrele. Dintre care 20 sunt de aur, iar de câțiva în România este pe primul loc în lume la canotaj. Da. A crescut numărul copiilor care merg către acest sport? Da. Deci, odată cu aceste performanțe. Vreau uitoare. Să vă spun că pentru al șaselea an consecutiv, deci al șaselea an consecutiv, așa cum mi-am pus eu pariu cu mine, mi-am terminat mandatul de ministru și am zis, dacă rămân, atunci e ori. Ori facem treabă și ne ducem acolo unde am fost, ori nu ne mai regăsim pe nicăieri. Și clar, asta e, se termină cu acest sport. Anul 2022, ca și celelalte de dinainte, a fost un an extraordinar de bun pentru noi. Așteptăm cu toții vești bune și în 2023, măcar la fel de bune cum au fost în 2022, dacă nu mai sus. Da. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim în doar câteva momente, rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica și Chateau Valvis, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Ne-am întors, ediție specială în această seară, cu o campioană. Elisabeta Lipă ne este oaspete la masă. Am depănat amintiri din copilărie, am vorbit despre sport. Când ați plâns ultima dată? Ultima dată am plâns de bucurie la campionatele mondiale, când România a încheiat campionatul mondial cu medalia de aur cucerită de fetele olimpicile noastre și care au făcut o cursă cum rar, sau să zic, n-am văzut niciodată, dar niciodată de când sunt eu președinte al acestei federații, n-am văzut o cursă atât de hotărâtă, determinată. Nu vă imaginați ce a fost pe mal, în zona finish-ului, când vedeai pădita mai ecranul, cu fiecare metru, cum ciocul bărcii noastre înainta, iar noi acolo, toată delegația aia care era de la antrenori, doctor, kineto, toți cei care eram acolo și încurajam bărcile noastre, chiar dacă nu ne auzeau, nu vă imaginați ce a fost acolo. Deci am trecut de la râs la plâns și de la plâns la râs de bucurie și de împlinirea muncii după un an de zile, un an care a fost extrem de greu, foarte greu, dar care a fost atât de bun pentru canotajul românesc și nu numai, și pentru sportul românesc. Asta arată că suntem o națiune care este talentată. Sportivul care e în barcă și trage la vâsle nu aude niciodată cei pe mal? Nu, pentru se aude, că nu? Fiecare își încurajează sportivul și atunci cum să auzi? Dar sportivul cu antrenorul au niște semne. Noi auzeam, eu auzeam antrenorul care venea cu bicicleta după noi. În zgomotul acela? În zgomotul acela aveam
o vorbă, noi echipajul cu antrenorul și știam că în momentul în care, nu știu, fluieră de trei ori, noi știm ce trebuie să facem, chiar în tot efortul acela și în oboseala acumulată. Care e cea mai mare realizare din viața dumneavoastră? Dragoș, bineînțeles. E Dragoș. Deci după ce am venit de la Jocurile Olimpice de la Atena și când a văzut el mama, fost ultimele, ultima nu? Participare și când a văzut el cum mama lui este asaltată de jurnaliști, invitată, cea mai bună, cea mai tare și nu mai e nimeni ca ea, într-o seară, cu lacrimi în ochi, așa mi-a zis: mama, nu e așa că tu și 100 de medalii dacă o să cucerești, pe mine mă iubești cel mai mult? Așa că el este cea mai prețioasă medalia mea. Cel mai mare regret? Cel mai mare regret e că am doar un copil, dar știu că în viață nu poți să le ai pe toate. Care credeți că este principala trăsătură a dumneavoastră? Eu zic că aș avea mai multe trăsături, dar ambiția de a reuși, asta mă caracterizează, să zic, așa este pregnantă. Nu există, nu se poate. Există ceva ce nu puteți face? Eu zic că nu. Dacă nu pot face acum, nu mă las, perseverez până reușesc. Ce prețuiți la prietenii dumneavoastră? Prietenia. Dușmani aveți? Eu cred că da, mulți. Dar merg pe principiul că atunci când nu ai dușmani, nu reprezinți nimic. Cu cât ei sunt mai mulți, înseamnă că reprezinți ceva. Care este principalul nostru defect? Cred că sunt exagerat de sinceră. Când aveți nevoie să fiți dumneavoastră singură, cu gândurile noastre, unde vă găsiți refugiul? Acasă. Mie mi-este dor să stau acasă. Nu m-am săturat de stat în casa mea. Pentru că atunci când, înainte să mă retrag, Dragoș tot îmi spunea: mama, vino acasă, vino acasă. Zic, va veni și ziua aia când o să vin acasă și o să stea mama mult. Și după care a zis: mama, tu acum ești mai mult plecată decât atunci când făceai sport, că atunci știam măcar că vii miercuri după masă, vii sâmbătă la prânz, duminică stai cu mine. Acum ești mai mult plecată decât atunci. Dar asta e viața. Important este să știi să le îmbini atât de bine încât să poți, în afară de muncă, să știi să te distrezi, să te relaxezi, să ții prietenii aproape, pentru că la prima vedere avem mulți prieteni, dar dacă îi punem, numărăm pe degete, vedem că degetele de la o mână sunt prea multe. Există o vârstă la care vă gândiți să vă retrageți, să stați mai mult acasă? Deci, mulți îmi spun așa: ce faci de ești tot timpul cu zâmbetul pe buze? Eu nu te-am văzut niciodată supărată, ești toată ziua plecată, ba ești la Snagov, ba ești la Urșova, ba ești la Iași, ba ești la Năvodari, tu tot timpul ai treabă. Zic, asta sunt eu, să vă puneți întrebări când n-o să mai fiu așa, că atunci când n-o să mai fiu așa, e clar că am o problemă. Deci nu vă gândiți deocamdată la retragere, nu e cazul. N-am niciun gând de retragere, pentru că această generație care a ajuns la acest nivel are nevoie să fie susținută, să fie susținută de noi cei care am fost în locul lor și eu tot timpul mă pun în locul lor și încerc să le rezolv tot și să fac pentru ei tot ceea ce n-au făcut alții pentru mine. Și eu sunt convinsă că și dacă anunțați mâine, poi mâine, peste un an retragerea, eu aștept să reveniți, pentru că așa ne-ați obișnuit, practic. Da, dacă aș da timpul înapoi, cu siguranță că aș fi tot acolo, dar totuși. Aveți vreme și... Avem zona de masters, așa că pot să mă duc fără probleme. Aveți vreme și pentru alt fel de pasiuni? Da. Normal. Ce faceți? Exact cum am zis mai devreme, trebuie să-ți ordonezi viața atât de bine încât să treci prin toate. Să muncești, pentru că fără muncă
nu ai satisfacții, să te odihnești, să te relaxezi și să faci ceea ce îți place. Mie, de exemplu, îmi place, nu știu, să gătesc. Dacă îmi place să gătesc, atunci îmi fac timp să gătesc. Sau îmi place să citesc, sau îmi place să mă duc să mă răsfăț. Dar îmi fac timp, pentru că problemele de zi cu zi ne iau toată energia, timpul. Acum e luni, acum e vineri, acum e sâmbătă, acum e duminică, nu mai știi. Dacă stau bine și mă gândesc, eu nu știu când a trecut un an de zile. Avem în față un an întreg de aici înainte, să dea Dumnezeu să auzim numai vești bune dinspre ajută. Dumneavoastră și federația pe care o conduceți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă v-a plăcut, mai treceți pe la noi. Da, mie mi-a plăcut. Păi cum să nu-ți placă? Să mănânci, să depene amintirile, pentru că astea sunt amintiri frumoase și le povestesc cu drag că sunt întipărite în minte adânc așa încât nu ratez niciun moment. Și dacă le povestiți mai des, nu le lăsați să moară niciodată. Nu. Și ești o prezență plăcută. Așa că, Doamne ajută să fim sănătoase, să fim sănătoși, să putem face lucruri frumoase pentru acești copii care merită toată aprecierea noastră. Și să vină și în România acel concurs internațional pe care îl așteptăm de multă vreme. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați primit în case și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica și Chateau Valvis. Ne revedem săptămâna viitoare.